Bună seara, prieteni! Eu sunt Adi. Și eu, Cristina. În fiecare marți seară de acum încolo vom fi alături de voi la ora 21. Pe site-ul TV Giurgiu ne găsiți și online. De asemenea, suntem prezenți și pe Facebook, unde avem peste 150 de like-uri. Vă rugăm să dați și dumneavoastră like. Ne propunem să vă fim alături, deoarece ne-am gândit că pentru noi, tinerii, nu există o emisiune. Da, chiar să știi că mă uitam săptămâna trecută la televizor și tot schimbam canalul, pe un post, pe altul, tot înainte, tot înapoi și nimic. Deci nu venea să cred că, măi Cristina, nu găseam nimic. Așa e, Adi, și eu sunt de acord cu tine. Deci chiar nu avem la ce să ne uităm. Erau tot felul de emisiuni mondene, erau cu politică. M-am săturat de politică, dimineața până seara sunt, nu mi-ajung degetele la mână ca să vă spun câte posturi TV care emit numai politică. M-am săturat de politică, vreau să văd și altceva, ceva să mă intereseze pe mine ca tânăr, mai ales ca giurgiuvean. Până și mondenități prea multe, totuși, cât mai și, exagerăm? Și mondenitățile cu vedete care, haide să nu comentăm că nu are sens să ducem discuția prea departe, că ne ducem prea departe de la subiect. Iar mondenitățile pentru noi nu sunt în momentul acesta o prioritate. Chiar deloc. Da. Și ce ne propunem noi, Cristina? Noi ne propunem să mergem în toate liceele din oraș pentru a fi la curent cu situația de peste tot. Sperăm că vom ajunge în următoarele săptămâni chiar la voi în liceu. Poate chiar și școlile generale. De ce nu? Pentru că vrem să vedem ce faceți voi, voi cei care vă uitați acum la noi. Vrem să vedem ce se întâmplă la voi. Dacă vă putem ajuta cumva, dacă aveți proiecte noi și interesante pe care le putem promova. Vă așteptăm pe Facebook să ne propuneți orice. Ce vreți să discutăm în emisiune? Problemele voastre. Facebook-ul emisiunii, dacă nu ne-ați dat deja like, este emisiunea Suflet Tânăr. Sper că ne găsiți acolo. Îi rugăm pe colegii din regie să ne pregătească și nouă filmulețul. Da, până atunci vrem să vă spunem că avem pulsul colegilor noștri știri din Colegiul Național Ion Maiorescu, un material care va intra imediat. Acestea sunt voxurile pe care noi le-am luat de la colegii noștri, deoarece veți vedea părerea lor și ce cred ei, dacă cred că noi avem nevoie de această emisiune. Și despre ce ar trebui să discutăm? Vezi la TV o emisiune despre noi tinerii din Giurgiu? Da, de ce nu? Pentru că orice activitate nouă e binevenită. Dacă ai fi invitată la noi în emisiune, despre ce ți-ar plăcea să vorbim? Despre activitatea elevilor, a adolescenților la momentul ăsta cred că ar fi cam cea mai bună idee. Că sunt tot felul de emisiuni despre politică, despre sport, despre toate cele, dar pentru noi mai nimic. Dacă ai fi invitat la noi în emisiune, despre ce ți-ar plăcea să vorbim? Eu cred că orice subiect ce se adresează vârstei noastre e foarte bun pentru discuție. Desigur, ar fi ceva interesant și nou în Giurgiu. Dacă ai fi invitat la noi în emisiune, despre ce ți-ar plăcea să vorbim? Păi despre școală, despre liceu, despre activitățile și interesele tinerilor. Ți-ar plăcea să vezi la TV o emisiune numai pentru noi, tinerii din Giurgiu? Da, de ce nu? Ar fi super. Dacă ai fi invitat la emisiunea noastră, despre ce ți-ar plăcea să vorbim? Primul rând, școală, problemele școlii și elevi. Normal, este o idee chiar foarte bună, mai ales că nu s-a mai tintat așa până acum în Giurgiu. Dacă ai fi invitat la noi în emisiune, despre ce ți-ar plăcea să vorbim? Despre educația din ziua de azi, despre noile proiecte din Giurgiu. În această seară avem și invitați, desigur, trei colegi de-ai noștri de la Colegiul Național Ion Maiorescu și aș vrea să vi prezint pe rând, începând de la stânga mea la dreapta. Primul este Răzvan Velicu, de la clasa 10E, E de la Euforie. Următoarea este Corina Voicu, de la clasa 10F, F de la Frumos, sau, mă rog, frumoasă dacă vorbim despre Corina în seara aceasta, și Radu Oaie, de la 10A, A de la adolescent, pentru că noi toți suntem adolescenți și vrem să vă inspirăm, vrem să vă aducem suflul nostru tânăr, mă scuzați. Ce mai faceți, dragilor? Ce să facem? Am venit și noi aici, la dumneavoastră, pentru că ne-ați invitat, bineînțeles. Ne bucurăm mult că ne-ați onorat cu prezența. Dar de unde dumneavoastră? Băi, așa se vorbește frumos când vorbești prima oară cu cineva într-o emisiune. Prima oară? Zic și eu, nu? Da? Tu, Corina? Da, sunt foarte onorată și mă bucur că am putut să vin astăzi seara la voi în emisiune și sper ca pe viitor să aveți mult succes. Mulțumim mult de tot și pe această cale. Și ne sperăm la fel. Răzvan?
Sunt bucuros că m-ați invitat și de-abia aștept să pornim discuția. Să nu ne dai emoțiile tale, da? Da. Chiar ce aveți? Ce se întâmplă cu voi de sunteți atât de emoționați? Vă rog frumos, haideți să fim mai relaxați. Gândiți-vă că suntem la un suc. Emoționați? Avem... Da, mă rog, în afară de tine, totuși, vorbim despre tine, dacă nu te-aș cunoaște, ar fi altceva. Gândiți-vă că suntem la un suc, doar că de data aceasta n-avem suc sau cafea sau ceai, dacă vorbim despre mine pe masă, ci avem niște apă, niște pahare drăguțe cu apă. N-au pai. N-au pai. Asta așa e. Nu ne suntem unde mergem noi de obicei, dar de ce nu, o să mergem odată și o să filmăm acolo. Sperăm. Emisiune drăguță, sperăm. Pe viitor vă promitem celor de acasă că ne veți vedea și în altă parte. Spuneți-ne și nouă, ce planuri aveți voi pentru acest an? Ce v-ați propus să faceți în anul 2013? În primul rând, rezultate mult mai bune la școală. E, n-aveți voi rezultate bune la școală? Da. Băi, mă bucur să aud chestia asta pentru că pe voxurile prezentate mai devreme de colegii noștri din redacție, toată lumea spunea că vrea să vorbim noi despre școală. Ne-am pus și noi întrebarea, dacă o să vorbim numai despre școală în emisiune, chiar o să se uite lumea la noi? Da, asta chiar ne-am întrebat. Nu ne așteptam, sincer, la așa răspunsuri din partea lor. Voi ce credeți? Dacă vrei, Adis, răspund eu la această întrebare. Te rog, Radu. Păi, cred că răspunsurile acestea au fost așa... Puțin forțate. Doar de fațadă, adică nu cred că s-ar uita cineva dacă ați vorbit doar despre note sau liceu sau programa școlară. Sau eventual totuși... despre colegiu. Da. Ce să zic? E bine că îmi place că gândiți așa voi. Cred că ei s-au gândit repede, o să uite mama, o să uite tata, ce zic? Dacă zic acum că vreau să vorbim numai despre distracție și despre cum dansez și cum mă duc în club, o să fie urât și o să zică mama, iată-l și pe fimiu. A apărut și el la televizor. Și bunica cumva, Corina? Nu. N-am probleme de genul. Ba da, să uită, dar n-am probleme de genul. Știe foarte bine ce fel de persoană sunt și nu-mi fac probleme. E foarte bine să fim noi înșine tot timpul. Da. Ce vreți să faceți după facultate? Sau, mai bine zis, vreți să faceți facultate? Hai să o luăm așa mai încet. Da. Da, bineînțeles. Adică mi se pare că orice om care vrea să realizeze ceva cu adevărat în viață chiar trebuie să facă facultate. Cât de profund ești în seara asta. Este? Suntem uimiți. Nu? Bine, nu m-ați văzut fapt, niciodată așa. Deja ne-ai obișnuit la interviu. Chiar cu ocazia asta vreau să felicit și pe tine și pe Răzvan pentru interviu. Ați fost foarte, foarte, foarte tari. Cel de la știri. Cel de la știri de mai devreme. Sper că v-ați uitat și voi cei de acasă la știrile de mai devreme. Au fost foarte interesante, ne-am uitat și noi. Și haideți să vorbim un pic. N-am terminat despre facultate. Așa. Vreți să faceți facultate? Vreau răspunsurile fiecăruia dintre voi. Da, nu vreau să-mi răspunzi de tutu. Da? Da. Și v-ați gândit la o facultate anume la care vreți să mergeți? Sunt câteva opțiuni, dar momentan... Încă te gândești. Ne grăbim, nu? Da, ne grăbim. Da, se pare că în seara asta, acum am observat, noi toți suntem a 10-a. Mai momentan. Avem. Momentan. Mai târziu avem surprize. Mai avem. Avem un telefon în direct, se pare. Alo? Bună seara! Bună seara! Mă numesc Georgescu Mihai și v-am sunat să vă propun o temă pentru seara asta. Vă rog frumos! Mi-ar plăcea să aud și părerea celor invitați despre viciile tinerilor din ziua de astăzi, despre etnobotanice. Sigur! Acum îi vom întreba imediat pe colegii noștri care Răzvan, sunt... Răzvan, că îl văd emoționat. Ia uite, Răzvan, o cunoștință cumva? Nu știu. Puteți să ne mai spuneți o dată numele dumneavoastră, vă rog? Georgescu Mihai. Mă cunoaște, Răzvan. Îl cunoști, Răzvan? În momentul de față, da, nu da, cred. Da, sunt prieten. Ok. Te pup, Răzvan, nu mai fi emoționat. Vă salut și îmi cer scuze că v-am deranjat. Te pup și eu, Mihai. Salut, nu ne deranjat, ne mai așteptăm. Ia spune-ne, Răzvan, ce vrea să spună colegul tău? Este un tovarăș care cred că are chef de gume proaste. Așa crezi tu? Haideți să vorbim, dacă tot ne-a propus această temă, haideți să începem despre asta, cu viciile din ziua de astăzi. Despre tutun. Radu, fumezi? Da. Bun, asta vreau să aud un răspuns cu da. Corina? Nu. Tu, Răzvan? Da. O, doi fumători în această seară. Și cum te-am găsit pe tine, Corina, între doi fumători? Nu știu, probabil m-ați căutat foarte mult. Da. Cu siguranță. Sigur, asta a fost criteriu da. Pentru care te-am invitat, ne-am gândit foarte mult la asta. Și nu m-ați gândit niciodată să renunțați la acest viciu pentru că nu este deloc benefic. Tutunul dăunează grav sănătății, noi suntem vechemenți. Sincer? Da? Nu. De ce m-aș gândi? Nu fumez de nervi sau nu fumez ca să mă calmez. Fumez că mi-a plăcut când am fumat prima oară și am continuat.
Tu, Răzvan, de ce fumezi? Sunt de aceeași părere cu prietenul meu, Radu. Da? Andrei. Mă bucur dacă aveți am de aceeași părere, dar ar fi o idee bună ca pe viitor, nu știu, să încercați să renunțați la acest viciu, pentru că știți și voi, sunt convins că știți și voi și cei de acasă, acesta este un apel la voi toți. Renunțați la tutun, nu e bun. Mai ales că vedeți mesajul pe fiecare pachet. Cu această ocazie, da, vrem să spunem și noi, nu fumați, nu vă drogați, să nu exagerăm. Domnul care ne-a sunat mai devreme ne-a întrebat și despre droguri, să vă propunem și această temă în această seară. Voi ce poziție aveți? Ce credeți despre droguri? Suntem anti. Sunt o prostie. Deci... îți strici viața degeaba. Bun. Radu? Mi se pare că dacă te-ai apucat de droguri, deja ți-ai irosit viața. Adică dacă ai ajuns să îți dai banii pe asemenea chestii, nu știu, ești într-un stadiu sunt în care deja... Sunt o investiție total proastă. Da. Vreau să vă spun că mă bucur foarte tare, mă bucur nespus să vă aud cu această părere, pentru că mi-era teamă de un răspuns altul decât cel care mi l-ați dat acum. Da, haideți să ne întoarcem un pic la subiecturile noastre pe care le aveam propuse în această seară. Îi mulțumim ascultătorului și invităm în continuare să intrați în direct, vă invităm pentru orice vreți să ne spuneți. Orice problemă pe care o aveți, vă așteptăm. Mai ales păreri despre emisiune. Da, și critică, vă rugăm, critică constructivă. Nu o considerăm un lucru rău, chiar vă rugăm. Spuneți-ne, vă rog, despre voi. Cum e viața voastră la liceu? Nu că n-am ști, dar totuși să afle și prietenii noștri. Mi se pare o viață foarte frumoasă, adică e mai bine ca la general. Doar sunt anii de liceu să trăiesc odată în viață. Cei mai frumoși, din câte se spune, da. Pentru unii sunt frumoși, pentru alții nu. Unii învață, alții decât se distrează. Și tu, Radu, din care categorie ai fi? Din cei care se învață sau din eu cei care... Eu mă distrez, dar și învăț când este nevoie. Adică nu sunt în stadiu de corigență sau alte probleme. N-am probleme la anumite materii, nici măcar la matematică. E o minune de la Dumnezeu. Tu, Răzvan, ai vreo problemă la vreo materie? Nu. Nu? Ești sunt bine? Sunt ok cu toate materiile. Toate peste 5, a? Peste 6, te rog. Deja evoluăm. Evoluăm. E foarte bine dacă sunteți peste 6. Tu, Corina, ia spune-ne și tu. Nu am probleme. Nu? Nu. Nu? Și pe cineva, un profesor pe care simpatizezi, care îți place ție în mod special? Sincer, materia mea preferată este engleza. Da? Da. De ce îți place engleza atât de tare? Pentru că, în general, am avut ocazia să... Nu știu. Am avut o profesoară de așa natură încât ne-am... făcut să învățăm, dar într-un mod distractiv. Și mi-a plăcut foarte mult și am continuat cu engleza, adică îmi place. Am înțeles, nu era genul de profesor care venea la voi la oră, s-a așezat la catedră, bam, tântrea un catalog acolo, X-ulescu, Y-ulescu, sunteți prezenți. Nu. N-a fost niciodată vorba de chestii de genul. E bine, dacă toți sunteți cu mediile peste 5, vrem să vă spunem că și noi suntem chiar bine. Mai ales aici, domnul președinte. Te rog frumos, o să vorbim mai târziu despre subiectul acesta. Și haideți să aducem un pic vorba și despre modă. Văd că toți sunteți îmbrăcați în seara aceasta la 4AC. Se poate spune. Ca și tine de altfel, Adi. Zău, Cristina. Ei, uită-te la tine, eu cred că nu te-ai uitat bine în oglindă. Acuz zău, dacă zici de mine că sunt îmbrăcat foarte la 4AC, nu prea pot să spun, dar înțelegeți voi ce vreau să spun. Și voi de asemenea înțelegeți. Îmi place rău de tot cum te-ai îmbrăcat azi. Mersi mult, Adi, și papionul tău stă foarte bine acolo. Da. Mulțumită celor de la Bit by Bit, ei m-au ajutat în această seară cu ținuta. Și eu să-i mulțumesc Alinei, pe care o pup. Da, ei ne-au ajutat mult de tot, pentru că fără ei nu știu dacă am fi arătat la fel de bine în această seară. Ați fi avut de cine să râdeți. Ceva de genul. Voi cum vă îmbrăcați? Cum vă place să vă îmbrăcați de obicei? Foarte clasic. Adică îmi place ideea de îmbrăcat la cămașă, cu pantaloni de stofă sau acel gen, la costum. Că pune pantaloni de stofă? Serios. Mă uitam la pantalonii tăi și nu sunt de stofă. Păi nu sunt de stofă, sunt genul acela de stofă, nu sunt blugi. Am înțeles. Tu, Răzvan, cum te îmbraci de obicei? Cum a zis și tovarșul meu, Radu, pantaloni nu de stofă, de blugi, cămașă, frumos, sacou. Tu ești mai mult pe genul și blug. Cu accesorii. Un ceas, accesorii? O brățar, orice. Mm-hmm. Văd că nu ai o cravată sau un papion. Nu-ți plac de obicei, nu porți accesorii? Accesorii, ba da, dar
Am fost pe grabă și am uitat să le am. Aveam o cravată de aur, dar am uitat acasă. Nu era bine să-și veni cu cravata de aur, că e valoroasă și... Și strălucea în reflectoare. Îți dai seama acum. Mi-era pe ea cineva de aici. Ia, nu, Corina, să vorbim așa. Mă scuze, adică te rog, te rog. Să vorbim noi așa, ca fetele. Cum îți place ție să te îmbraci? Eu mai mult abordez stilul casual. Adică nu am un model în viață. Pur și simplu. Am stilul meu propriu. Nici foarte vulgar, nici foarte plictisitor, în limita bunului simț. Deci te îmbraci la modă, dar ai grijă. Am grijă, da. Ai grijă de tine, da. Te duci pe mall destul de des. Prefer să nu comentez. Și până la pâine, cum te îmbraci, ea? Păi, până la pâine este cam greu, dar... Ei, Corina recunoaște. Într-o oră ajung și eu să iau pâinea. Aoleu. Recunosc. Fără machiaj nu ieșim din casă, nu? Eu da. Credeam că îmi spui că te spui un halat peste pijama, niște papuși de pluș în picioare și tropa. Probabil așa faci tu, dar eu nu. Da. Așa. Ai prins, gata. Asta e acum. Da. Și de machiat? Ia să da, și de machiat îmi ia foarte mult timp, dar... Mă încadrez, uneori. Bine, nu știu de ce vorbesc eu, prietenii mă cunosc, durează foarte mult. Și eu te cunosc foarte bine. Ar trebui să vă povestesc eu despre cât durează să fie Cristina gata. Și eu. Sau Corina, da. Cristina este gata de obicei cam când... la 10 minute după ce ajung eu și stau și o aștept. Doar că există dăți în care atunci când ajung eu, atunci se apucă. Pentru că înainte a trebuit să stea pe Facebook să vadă ce se mai întâmplă. Chiar tu vorbești, da, eu sunt gata tot timpul. Telefonul în continuu stă pe Facebook, telefonul tău mereu stă pe Facebook, la fel și calculatorul. Da, vă rog să nu uitați, voi cei de acasă, de Facebook-ul nostru, vă așteptăm părerile, vă așteptăm sugestiile pe Facebook. Noi avem aici calculatorul, TV Giurgiu, da, vedem, care așteaptă mesajele voastre. Chiar acum, vrem să le citim. Da, până când vor apărea mesajele de la telespectatorii noștri... Uite, chiar acum pe Facebook ne-a apărut o fotografie postată de Alina, fata care mă îmbracă pe mine, care are un blog care se numește Light and Deja Vu și care chiar de curând a postat niște poze. Hai să vedem ce credi, hai să le arătăm și lor poza, doar una din ele. Ia uitați. Ce părere aveți? Hai, Radu, că tu trebuie să comentezi, trebuie să dai tu o replică bună. N-am ce să comentez. Nu sunt stilul meu, pantalonii evazați în general. Oricum stilul tău n-are cum să fie. Mai bine o întrebăm pe Corina. Hai, Corina. Tu probabil ai o părere mai avizată, Corina. Da, este ok din punctul meu de vedere. Ți-ar place și ție să te îmbraci așa? Dar sunt de acord cu Radu. Pantalonii evazați nu sunt stilul meu deloc. Am înțeles. Nu al tău, dar poate acum sunt în tendințe. Da, Răzvan, tu ce zici? Ai și tu o părere despre ținut Alinei? Foarte frumoasă din partea mea. Asta pot să zic. Dacă mi-arătai un bărbat, poate mai căutăm. O să căutăm pentru săptămâna viitoare. Cu fetele, nu cu Serios? Da. Deci pentru săptămâna viitoare vom merge și pe moda la bărbați, pentru că săptămâna aceasta n-avem nimic pregătit. Dar săptămâna viitoare, cu siguranță, vom avea și un material pregătit și niște poze pe care le vom comenta cu invitații noștri de săptămâna viitoare. Cumva vrei să fii răsfățat? De ce nu? Eventual să-mi facă și mie cineva un costum, o cravată, un papion. Mesaj cumva? Mesaj pentru telespectatorii noștri, pentru cei care sunt avizați printre telespectatorii noștri, cu siguranță. Ar fi bine să vin și eu odată în costum, ca să nu mai fi decât îmbrăcată la patroace. Pe scurt, să-i facă cineva și lui un costum pe gratis, dacă s-ar putea că-l dă înapoi, nu-i problemă. De ce, Radu, crezi că sunt chitră? Nu, păi tocmai asta am zis, îl dă înapoi, nu-i problemă. Eu chitră, nu, Doamne ferește, niciodată. Tot timpul am grijă, nu sunt genul care să fiu avar, nu? Nu. Ne mai gândim. Îți răspundem mai târziu. Îmi răspundeți mai târziu? După emisiune. După emisiune. Cea mai discuție. De ce, voi e frică de camere? Nu. Deloc. Deloc, am înțeles. Am scăpat de emoții, gata. Văd că deja v-ați mai relaxat, mai ales tu, Răzvan, erai foarte turmentat. Chiar mai rău ca mine.
Ceea ce e rău, pentru că m-am speriat de Cristina astăzi. Trebuie să vă spunem și vouă, celor de acasă. Cristina era wow față de cum o știu de obicei. A apărut la televiziune aici, a apărut țoc, țoc, pac, pac. M-am speriat de ea că n-am văzut niciodată atât de machiată. M-am gândit cine o fi și dacă e ea, sigur. Și până la urmă mi-am dat seama cine e, că na, o cunosc de atâta timp. Cam de cât timp, Adi? Vreo 10 ani, Cristina. Poate și mai mult? Nu mai mult, îți zic sigur. Sigur? Sigur. Și când vrei să pui întrebarea? Nu vreau să pun întrebarea. Exagerăm. Totuși, da, avem 15 ani și nu... Cu inelul pe fundul 15? Paharului, nu? Poftim? Cu inelul pe fundul paharului. Cu inelul pe fundul paharului? Da. Așa se poartă. Așa se poartă, da. Acum. Da. Nu sunt în tendințe, nu știu, de nunți. Îmi pare rău. Sau nu-ți plac fetele. Ba da. Mesaj pentru fete. Adică caută iubită. Să-ți faci emisiune cu burlacul. Burlacul? Nu, eventual de ziua bărbatului, poate să facem o surpriză. Da? Uite, mai aveți timp. De ce nu? Pe cât e ziua bărbatului, că nu știu. Ne ajutați? Nu știți. Cred ce, că pe 4 ziua... mai, dar nu sunt sigură. Pe 4 mai. 4 mai? Sau 9 mai? Sau spuneți-ne voi, intrați pe Facebook și spuneți-ne. Sau, chiar nu știm, când e ziua bărbatului? O să fie, la un moment dat, asta e sigur. Dar chiar există? Ia să vedem. Există. Mai zice 44 teoretic, de pahare. Da, practic. Frumos. Sau da, nu. 44 de pahare. Da. Cum ar zice colegii noștri. Și noi mai avem un material pregătit pentru voi în această seară despre modă, al colegilor noștri, tot din Colegiul Național Ion Maiorescu. De data asta am fost în Maiorescu, dar data viitoare vă promitem că vom merge în alt liceu. Probabil în decursul... Poate chiar la tine în liceu. Tu, da, care te uiți acum la noi. În decursul săptămânilor viitoare vom încerca să mergem peste tot. Vrem să nu rămână nici măcar un liceu în care să nu fi fost. Și rugăm colegii din regie să ne pregătească materialul. Cât de importantă este ținuta pentru tine? Atât acasă, cât și la școală. Este importantă pentru că ne reprezintă pe noi, imaginea noastră. Și important este să ne îmbrăcăm decent, nu vulgar. La școală trebuie o ținută normală, decentă, iar în afara liceului o ținută corectă. Și din cauza ținutei, lumea poate să te interpreteze greșit, dacă ești învățat, îmbrăcat mai vulgar sau nu. Și din moment ce ești îmbrăcat decent, poți face o impresie mult mai bună. Cred că mai importantă e atitudinea decât ținută, adică nu trebuie întotdeauna să impresionezi prin firma care se vede pe haină sau prin felul cum asociezi hainele, ci contează pur și simplu cum le porți și ce impresie lași. La școală adoptă ținută așa decentă, iar pe stradă diverse ținute, sport, casual. Ce părere aveți despre uniformă? Credeți că se impune uniforma? Personal, eu sunt pro-uniformă, dar ținând cont că anul acesta, în noul regulament de ordine interioară, s-a impus doar o ținută decentă și nu o uniformă, consider că este un pas premergător. Elevii, într-adevăr, nu ar trebui încorsetați, dar treptat, mai întâi cu o ținută decentă și apoi cu o uniformă, care să fie conform standardelor lor. O ținută modernă în care ei se simtă bine, nici elegantă, nici sport, până la urmă în tendințe, cum spun ei. Da, se pare că o ultima persoană din Voxuri a fost doamna Violeta Grozea, care ne-a spus despre uniforma din Colegiul Național Ion Maiorescu, care momentan nu există. Voi ce părere aveți despre uniformă? Păi, mi se pare un lucru care oprește libera exprimare prin haine. Adică mi se pare că unii copii chiar își exprimă personalitatea prin haine. Eu nu prea mi se exprimă prin haine, dar oricum, eu mă îmbrac aproape ca o uniformă. Da, poate alții nu. Nu știu. Atâta timp cât suntem într-o instituție, trebuie să respectăm unele reguli. Dar sunt respectate și nu prea. Nu de toți elevii. Ar trebui să fie respectate de toți, din punctul meu de vedere. Acum... Da, asta așa, ai și tu dreptate. Da, trebuie să amintim că la noi în liceu s-a cerut o ținută decentă. Da, deci trebuie să fim îmbrăcați decenți și să nu venim... cu blugi rupți, cu, eu știu, cămașa desfăcată, mă scuzați,
Oricum, ceea ce ni s-a impus acum este foarte ok, din punctul meu de vedere. Dar știți, instituțiile de prestigiu din țară, și nu numai, și din străinătate, au o uniformă. Vin cu ceva anume, un lucru prin care elevilor se diferențiază de restul copiilor din orașul respectiv. Da, dar la noi uniforma înseamnă cu totul altceva. Da, da, nu e chiar așa, pentru că ni s-a oferit totuși libertatea, să știi, să ne confecționăm, să dăm noi ideea idei. Cum să fie uniforma. Nu e adevărat, deci am avut această idee și când eram la școala generală și n-a ieșit ceva frumos, n-a purtat nimeni acea vestă pe care ne-au făcut-o, jumate au fost aruncate, rupte, scrise pe ele, ca a mea. A mea, nu știu ce s-a întâmplat cu ea, aveam și o vestă gri. Exact. Era ceva cu pătrățele, parcă, carouri, nu mai știu. Erau niște dungi colorate pe ea. Sigur n-o purta nimeni așa, e sigur. Dar acum e bine că totuși se respectă și mi s-ar părea normal ca pe viitor să avem și noi o uniformă, dar așa, să venim cu ceva nou, să nu fie o uniformă clasică, o uniformă bătrânească, o uniformă, nu știu un termen în clipa asta exact, dar să fie ceva nou. Hai, recunoaște emoții. E adevărat, eu nu am emoții niciodată. Exact. Nici când te duci la piață, nu? Mai ales când mă duc la piață, să știi că atunci nu am niciodată emoții. Eu am emoții, dacă nu mi-e sunt negocierea cu ea. Da. Dacă s-a scumpit ceapă, ce da, faci? Da, exact. Dacă e pâinea un leu. Iau roșiile la pâine, la prețul adevărat. Stai. Vai de mine, aveți grijă cu cântarele, aveți grijă să nu vă păcălească vreun negustor atunci când cumpărați roșii de la piață. Haide să ne întoarcem și noi la treburile noastre. Și să mai vorbim despre liceu. Cum vă înțelegeți cu colegi? Foarte bine, adică mi se pare ceva așa, un lucru elementar să fii într-o bună relație cu colegii, pentru că odată, poate nu acum, dar pe viitor vei avea nevoie, poate, de unul dintre ei și nu poți să te pui rău, că nu e bine. Știi cum e aia cu să lăsăm loc de bună ziua tot timpul? Da. Clar, tot timpul trebuie să lăsăm și un loc de bună ziua. Și la 6-7 ore care le petrecem cu ei, ar trebui să ne comportăm ca într-o familie. Ar fi chiar culmea 7 ore să stăm cu un colectiv și să ne batem toată unii ziua. Pe alții. Sau, da, cum zice și Radu. Asta se întâmplă la noi, la 10-a, da? De cei mai mici, ce ziceți? Cei mai mici? Cei care au venit acum, generația nouă, n-au minte. Hai să ești foarte matur la cei mai mici de clasa 5-a 6-a, nu la cei de anul. Ok, tu vorbeai de cei din gimnaziu. Da, fiecare se maturizează, unii într-un mod, alții altfel. Mai devreme sau mai târziu? Mai devreme sau mai târziu. Tu, Corina? Cu răbdare trei și mare. Poftim? Cu răbdarea trei și mare. Exact, bravo, îmi place citatul ăsta. Tu, Corina, cum te înțelegi cu colegii? Nu preinteracționez cu cei de a noua, deci nu. N-am o părere, nu mi-am format o părere despre ei. Sunt ok din punctul meu de vedere, adică dacă nu am discutat cu ei, nu mi-am format o părere. Cu cei din clasă mă înțeleg per total bine. Bineînțeles, ca în orice colectiv există bisericuțe, dar ne înțelegem bine la o adică, știi? Să înțeleg că nu vă omorâți în pauze, nu faceți lucrurile, hai nu? Că deja intrăm în detalii și știi deja răspunsul. Da. Să înțeleg că aveți dușmani sau ceva, nu, nu știu. Noi! Nu vreți să vorbiți? Foarte urât. Tu, Cristina, cum ești în clasă? Te înțelegi cu toată lumea? Păi să știi că la mine în clasă, și specific, la mine în clasă, totul e bine. Mă înțeleg bine cu absolut toți colegii. Perfect. Da, ce nu le-am spus noi telespectatorilor, eu și cu Radu suntem în aceeași clasă. Și eu cu Corina. Și ea cu Corina. Răzvan e așa, el e fără coleg în seara asta, da, din păcate. Fără coleg. Da. Promitem că data viitoare când mai vii la noi, o să schimbăm un coleg. Sau măcar o fată. De ce nu? Nici colegă să nu fie, doar fată, da, să fie. Doar fată. Aveți baia liberă și... Da. Ne bucurăm mult că vă place la școală și nu ne-a spus că sunteți corijenți, nu sunteți repetenți sau aveți alte probleme și vă înțelegeți bine. Bănuiesc că și relația cu profesorii este la fel de bună. Apropo de relația cu profesorii, Adi, trebuie să amintim faptul că doamna noastră directoare, Delia Mirela, a fost ocupată și nu a putut să ne dea un interviu, da, dar ne-a trimis prin telefon
niște lucruri pe care ar fi vrut să le aflați. Ne ajuți? Sigur că da. Proiectul pe 2013 al Dânsei momentan este... Se pare că mai avem încă un telefon în direct. Salut, salut. Vă salut! Bună! Pe puțin ce-l vrea. Hai să nu facem discriminări, te rog. Studentul despre etnobotanice, despre etnobotanicile în școală, este un cunoscător. Cine? Dacă nu te superi, cum te cheamă? Adrian, domnul. În seara asta prietenul numai prieteni nostru... puși pe glume. Exact. Nu, 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 glume. Întrebați-l că e un cunoscător. Ok, asta o să-l întrebăm, sigur. Întrebați că e cunoscător despre așa ceva. Vă urez o seară bună. Ok, mulțumim mult, vă așteptăm și altă dată. Salut! Ia spune-ne, Răzvan. Ce vă să vă spun? Domozină, îl știți de la liceu și face glume proaste. Face doar glume proaste, așa? Nu, vreau să știm părerea ta despre... Adică deja ne-ai spus părerea ta despre... Păi ți-ai spus într-o prostie și îți distrug viața. De ce să dai banii pe ele când poți să-ți cumperi altceva? Ok, am înțeles, da. De ce să-ți distrugi viața? Am înțeles. E foarte bine atunci. Încă așteptăm părerile voastre pe Facebook. Și să vedem dacă a apărut ceva. Dacă nu, noi încă... Momentan nu. Dar nu e timpul trecut. Ei bine... Noi vă mulțumim că ați fost cu noi astăzi. Pentru noi contează mult. Și ați fost cu noi aici și ne-ați mai eliminat din emoții, pentru că la început eram amândoi... foarte emoționați și ne era destul de greu să ne concentrăm. Nu vă doriți să vedeți, să fi văzut primele 5 minute dinaintea emisiunii. Deci au fost niște minute pe care nu le vom uita. Cu siguranță nu le vom uita prea curând. Și vă mai așteptăm și altă dată. Vrem să știți că trebuie să fiți pregătiți oricând de o nouă invitație la noi. Pentru că temele de discuție în emisiunea noastră vor varia mult în decursul timpului. Și vom încerca să vă mai invităm și altă dată pentru a vedea părerile voastre, pentru a fi acolo chiar între voi, între colegii noștri din Giurgiu. Și noi vă mulțumim pentru invitație și cu următoarea ocazie vom reveni. Să revenim la voi în emisiune să discutăm despre noi tineri. Da. Ok, ne bucurăm mult. Acum intră publicitate. Emisiunea Sport Arena, numai la TV Giurgiu. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Târziu și jumătate. Hai! Păi, ce ai? Ați terminat? Nu. Ce-am pus în sandwich? Ia-te-mi. Am plecat la serviciu, vă pup! Pa! Dacă sunteți cu mine diseară când vin, vă aduc ceva bun. Serviciu! Un
copil pe săptămână arde în România. Nu-ți lăsa copilul singur în casă. O campanie a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și E.ON România. Ne-am întors cu un invitat surpriză de data aceasta. Sper că ați rămas cu noi până și după publicitate. Avem cu noi pe colegul nostru, de fapt mai bine zis prietenul nostru, Teodor Sanda, care a fost mai mult un reper pentru noi. Ne-a ajutat foarte mult, mai ales cu ideea emisiunii. Și haideți mai bine să vedem ce ne spune el. Bună, Teo, bine ai venit! Bună, Cristina! Salut, bună, Adi! Salut! Eu mă numesc Teodor Sanda și înainte de emisiune, așa ca să încep, pentru că eu vorbesc foarte mult, ei știu lucrul ăsta. Nu o să vă plictisesc, vă asigur eu. Da, sper să nu vă plictisesc cu cât vorbesc. Înainte de emisiune, mă rog, am fost, pe lângă asta, Adi este noul președinte, este succesorul meu, noul președinte al Consiliului Județean al Elevilor, dați-mi voie să-l prezint eu. Mulțumesc mult! Așa, eu sunt fostul președinte al Consiliului Județean al Elevilor și înainte de asta noi ne gândeam la un proiect mai amplu despre cum să punem tinerii într-o lumină mai bună, despre cum să le punctăm mai bine aturile. Iar la un moment dat a venit în discuție ideea unei emisiuni. Da, cred că ăsta e cel mai bun mod prin care ne putem promova noi tinerii. Pentru că altfel noi promovăm pe Facebook, doar că nu vede toată lumea. Așa, televizorul, mass media, toată lumea ne vede. Nu? Eu da, zic absolut. Că e cel mai bine așa. Vrem să te întreb pe tine și despre câteva proiecte pe care le-ați făcut voi anul trecut la CJ. Eu aici deja mă retrag, ascult. Chiar sunt curioasă. Știu că ați avut un proiect care se numea Free Hacks. Da, cred că ăla a fost cel mai promovat proiect al nostru, între ghilimele promovat, cel mai public proiect al nostru, pentru că am mers, da, câteva ore bune, deși cu adevărat câteva ore bune, am tot îmbrățișat lumea pe stradă, știi? Și reacția lor era următoarea. Din ce partid sunteți, știi? Ideea era ca noi să ne promovăm ca și consiliu, ca și elevi, că da. Facem cu totul altceva decât se mai face și decât se vede în restul mass media, pentru că iarăși revin asupra ideii că tinerii sunt foarte, foarte, sunt într-o lumină foarte, foarte proastă puși. Noi nu suntem cu adevărat așa cum ne văd cei mai mari ca noi sau ne promovează punctele de mass media. Știi, mereu apare această discrepanță între generații. Mereu apare generația nouă nu mai face, generația nouă nu mai învață, dar învățăm și noi suntem și trebuie să ne promovăm. Eu aici intervine, știi, am citit într-o carte, nu dau niciun nume, intervine principiul contrastului, știi? Da. Întotdeauna se vor fi comparate acțiunile trecute cu acțiunile prezente și așa cum acțiunile prezente devin acțiuni trecute, vor fi comparate cu cele viitoare. Și noi niciodată, la fel cum următoarele generații, nu vor face același lucru care le vor face noi. Trebuie să ne gândim că întotdeauna tehnologia va evolua, e într-o continuă evoluție, niciodată nu se va opri. Chiar nu vine să cred că de mult au putut să evolueze în ultimul timp tehnologia. Totul e din ce în ce mai mic, totul e din ce în ce mai compact și... Știi, se spune că prin 1951... tehnologia touchscreen era deja folosită în laboratoarele din astea super high-tech, știi? Cine știe ce se folosește și astăzi în laboratoarele high-tech și departe de ochii publicului larg. Da, da. Mai ales că, știi, și chestia asta e un control al banilor, știi? Dacă s-ar da drumul tuturor produselor care ar putea să existe în tehnologiilor de vârf, tot ce a fost ar deveni neînsemnat, iar după aceea tot ce apare ar fi extremely expensive. Foarte costisitor. Foarte costisitor. Hai că am deviat un pic de la... Scuze că vă întrerup, dar au apărut mesaje pe Facebook. Oprea Mario te salută. Salut, Mario. Da. Și ne mai spune că el știa că ziua bărbatului este pe 9 martie. Mulțumim mult de tot, 9 martie. Ești un salvator, Mario. Cred că erau și până acum mesajele, dar noi nu le-am văzut. Vezi câte sunt? Da.
Mulțumim mult pentru mesajele de pe Facebook și mai ales pentru cele de încurajare. Nelu Andrei ne spune că este super emisiunea, dar poate aveți o muzică pe fundal. Da, probabil o să avem și chestia asta, dar poate de data viitoare. Apropo de Facebook și de muzică, ați putea veni cu sugestii pentru melodiile de fundal? Adică da, ar fi și o chestie și interactivă între telespectatori și între emisiunea propriu-zisă, pentru că într-o emisiune totul trebuie să fie legat între prezentator, emisiune și telespectatorii. Dacă nu există legătura asta, satisfacția telespectatorului nu va fi maximă, vorbind ca în economie, știi? Da, chiar că... Apropo de asta, eu o să dau examen la economie pentru... Și să înțeleg că acum ești pe învățat și de-aia ai replicile astea pe tine, da, nu? Da, exact. Mulțumesc, Cristina. Nu va exista de o parte și de alta satisfacție maximă și trebuie întotdeauna și în permanență ca telespectatorul să fie într-o conexiune și o interactivitate permanentă cu emisiunea. Eu nu te-am mai văzut de mult. Știam că vorbești mult, dar parcă nu. Hai că vă mai întrerup eu. Hai să mai vedem, da? Cu ocazia asta îi mulțumim și noi lui Teodor Cristian, care ne-a ajutat cu ce vedeți în spate, imaginea noastră, cu suflet tânăr. Alexa ne spune că suntem super. Adi și Cristina, vă descurcați foarte bine. Mulțumim mult, Alexandra. Alex Bordincel ne spune că ziua bărbatului este în fiecare zi. Mulțumim, Alex Bordincel. Aici mă simt discriminat. Da, de ce? Că... Da, mai avem mesaj? Da, mai avem. Okay. Cum ziceam, nu le-am văzut. Prietena noastră, Cristiana, ne spune că este cu ochii pe noi. Chiar dacă nu este lângă noi, nu este nicio problemă. Ne-ai susținut de la bun început și asta contează. Și îți mulțumim pe această cale, bineînțeles. Nicoleta Bichir ne spune că emisiunea este super și că ne descurcă minunat. Mulțumim, sperăm, chiar așa e, nu doar că ne dați încurajări. Mai departe, cred că sunt melodiile. Da. Da. Dar încă așteptăm mesajele voastre. Da, n-am terminat cu Free Hugs pentru că am deviat de la... Da, scuză-mă, știu foarte bine că eu așa fac. Deci v-ați plimbat pe... Vezi că mai sunt mesaje. În jur de vreo 4 ore am tot îmbrățișat lumea, știi? Adică, după ce când am ajuns acasă să-mi fac duș, îmi venea să iau dușul în brațe, știi? A fost o experiență nemaipomenită pentru că, știi, la un moment dat, când oamenii simt căldura ta, te privesc altfel. Asta, apropo de imaginea tinerilor și imaginea elevilor în fața comunității. Da. Când lumea vede că ești altfel, culmea, am fost undeva la 30 ceva de persoane, chiar peste 30 sunt de persoane. Sunt pozele pe Facebook-ul CJ Giurgiu. Pe Consiliul Județean al Elevilor Giurgiu. O să spun și eu că v-am găsit pe undeva pe la jandarmerie. Da? Ne-am întâlnit, da. Și mi s-a părut chiar frumos și chiar nu mă așteptam. Și pe tine nu te-a luat nimeni în brațe? Ba da, m-a luat, cred că chiar Mario. Da? Da. Oh, ce drăguț. Ia uzi. Poate va exista și anul acesta un Free Hugs 2.0, de ce nu? Ar fi foarte frumos pe cuvânt, adică s-ar crea o tradiție Free Hugs și nu mai știu exact data pe care cred că o putem afla, nu e asta o problemă. Da, au fost pozele puse exact a doua zi sau în ziua respectivă puse pe Facebook. Vezi că mai avem mesaje la mesaje mai sus un pic. Păi, ok, la mesaje este unul de la Gianina, fosta noastră colegă. Distracție joi, ce mai era? Aveam distracție joi noi în școală? Nu pot să văd tot mesajul. Panii de liceu. Încerc să ne explici ce ai vrut să spui? Te rog. Poate mai trimiți încă o dată că nu... După ani de liceu, distracția de joi și ce mai era a voastră? Stai un pic, cred că n-ați intrat aici la mesaj. Cred că nu e mesajul complet. Ba da. A voastră a ieșit super. Felicitări și succes pentru viitor. Mulțumim mult și noi te pupăm pe tine. Vezi că mai avem totuși încă niște mesaje pe care nu le-am citit și vreau să citim toate mesajele tuturor telespectatorilor. Astea de aici de sus. Le vezi? 5 mesaje mai avem. Ok. Stai că le vedem și pe astea imediat. Avem pagină, acum trebuie să ne obișnuim și cu asta. Tu ești obișnuit la câte pagine ai, dar chiar ce pagine ai tu? Am 3 în momentul acesta pe care le administrez. Emisiunea Suflet Tânăr,
pe care vă invit să dați like, bine, pe toate vă invit să dați like, pagina de Facebook a Consiliului Județean al Elevilor și pagina de Facebook a Consiliului Școlar al Elevilor din Colegiul Național Ion Maiorescu. Vorbesc mai repede pentru că nu vreau să vă plictisesc. Deja, nu știu. Ne descurcăm bine. Scrieți-ne pe Facebook. Vă plictisește Adi? Eu sper Crina că Dumitru nu. Ne spune că ne descurcăm foarte bine și ne felicită. Te pupăm, Crina. Da, vorbeam mai devreme, hai să lăsăm un pic mesajele, despre muzică, despre distracție, nu despre muzică, da. Hai să te întrebăm și pe tine, tu cum te distrezi în Giurgiu? Sincer, în momentul ăsta chiar nu mai am timp să, de fapt, nu că nu mai am timp neapărat să mă distrez, dar încerc să mă axez mai mult pe învățat. Tu ești în clasa 12 și e anul ceva. Bacalaureatului. Distracția, sincer să spun, distracția mea constă în 2 zile pe săptămână. Adică e bine și atât. Vine sâmbătă seară, ies la un ceai. La un ceai. Da, absolut, e clasic. Un ceai, sunt de acord cu tine. Și în vacanță mai ieșeam la un club, dar de obicei la ceaiuri sau pe la mine, pe la prieteni acasă, la un film. Am înțeles. Uneori mai relaxant așa, cu toate că m-am cam distrat în vacanța asta. M-am distrat cam suspect de mult, da, cam așa văd eu, așa sunt lucrurile. Da, știi, uite, pentru mine distracția înseamnă și muzică. Iar cu ocazia asta, dacă știți, pe Facebook-ul nostru, pe Facebook-ul emisiunii, am avut un top pe care l-ați făcut voi, cei de acasă, s-a numit Top 5 Suflet Tânăr cu melodii. Îi rog pe colegii mei din regie să ne pregătească materialul, să vedem cine este pe locul întâi și să vedem clasamentul. Apoi vă vom spune noi câte like-uri a avut fiecare postare. Shawty says she's straight. I can't wait till tonight we'll turn her out, babe. Take her to a different world. Get a baby girl. I'ma pick you up. You and I go hard at each other like we're going to war. You and I go rough. We keep throwing things and slamming the doors. You and I get so damn dysfunctional. We start keeping. S-a terminat melodia. Exact, m-a apucat și pe mine dansat. Da. Hai, Cristina, zi-ne tu. Cum au fost cu like-urile? Câte like-uri au avut? Vă anunțăm că like-urile de acum sunt de la ora 2 de ieri, cred. Da. Deci luni, ora 14, s-a încheiat topul. Și avem așa, clasamentul. Alexandru Crăciunescu a avut 98 de like-uri, a fost pe locul 1. Pe 2 a fost Mihai Carol cu 95 de like-uri, Radu Burcea cu 41, Alexa cu 28 și Cosmina Ioana cu 20. Felicitări și vă mai așteptăm și la următoarele topuri să fiți prezenți. Cu siguranță ne veți găsi pe Facebook cu idei noi. Nu vom face în fiecare săptămână același lucru pentru că nu vrem să vă plictisim. Vrem să venim mereu cu ceva nou și ceva proaspăt. Hai să mai citim mesaje. Da. Monica Ciobanu ne felicită pe noi, prezentatorii. Mulțumim mult. Și ne urează baftă pe viitor. Te pupăm. Cristian Mimiș zice că suntem frumoși și că se face ceva frumos în Giurgiu. Sperăm să întâmple cât mai multe lucruri frumoase de acum încolo în Giurgiu. Super emisiunea, Cătălin Andrei Velea. Facem o echipă excelentă. Ce zice Adi? Da, facem o echipă bună, zic eu. Sper că da. Da, mă, se vede. Adică, uite, primele mesaje și, crede-mă, nu, astea nu sunt mesaje așa din curtoazie și din... Oricum, din observăm. Dacă erau din curtoazie, era 1, 2, 3, 5, dar nu atâtea. Toate, adică, da. Treaba merge.
Da? Opa! Câmpean Alexandru ne roagă să te întrebăm, da. De fapt să te rugăm să ne precizezi și nouă, ce fel de ceai bei tu cu prieteni, bei tu cu prieteni din copilărie, mă scuzați. Și ne pupă și noi pe tine. Da, Alex, de fapt în fiecare seară el e prietenul meu de ceai. prieten de ceai. Da, cam așa stau lucrurile, știi? Adică întotdeauna noi când mergem în localul respectiv comandăm ceai hawaian. Am înțeles. Special, adică e... Trebuie să-mi găsești și un camarad de ceai, că eu... Dar de ce? Chiar join us, știi? Vino la noi. Eu sunt singurul din grup care beau ceai mereu. Da, bă, și eu la fel. De exemplu, eram cu colegii acum 4 zile, am mers tot așa la o cafenea și... Sper că n-ați chiulit de la vreo oră, nu? Că voi sunteți dat. Nu, era într-o vineri și chiar era trecut de programul nostru. Și am mers să bem câte o ciocolată și culmea eu eram tu n-ai băut ciocolată. Eram moț și am băut ceai. Adică eu întotdeauna beau ceai pentru că îmi place ceaiul. Eu sunt mai clasic, așa, știi? Înțeleg și mie, îmi place tocmai de asta. Altfel n-aș bea niciodată. Hai, Adi, să te simți și tu puțin bine. Ia. Ciobanul Cosmin ne spune că Adi e cel mai tare. Mulțumesc mult! Da, mulțumesc mult. Trăsnea Costin Cristian ne spune că îi place cum suntem îmbrăcați și ne felicită. Te pupăm, Costin. Mulțumim și mult. Te așteptăm într-o emisiune. Da, într-o emisiune viitoare. Poate să te aștept și tu. Poate ne faci o surpriză. Asta e invitație oficială? Nu. Noi nu vorbim nimic oficial în clipa asta. Am înțeles. Noi suntem un pic... Deci toată chestia e non-formală. Da, bineînțeles. Da. Suntem ca la, cum ne-a spus și celor care au venit mai devreme, invitațiilor de mai devreme. Ce zici? Citești un mesajul scris de Oana Ștefania? Oana Ștefania. Cristina vorbește mai puțin la emisiune decât în realitate. Tu păi uite, am vrut să surprind cu ocazia asta. Păi dacă ar fi vorbit ea prea mult, eu n-aș mai fi apucat dacă ar vorbi cum vorbește ea de obicei. Eu aș fi stat, aș fi ascultat-o și cam noi, atât. Și noi vă pupăm, fetele. Sorina Vizuru ne spune că îi place formatul emisiunii și ne urează succes. Mulțumim! Mulțumim! Ziua bărbatului este pe 5 mai, dacă nu mă înșel. Ia să vedem că sunt 3 mesaje de la Ștefan Urâtu. Ia să vedem. Ce ne spune? Cum ne petrecem noi timpul liber? Bună întrebare. La asta nu ne-am gândit să vă spunem. Timpul nostru liber, în ultimul timp, cel puțin al meu, dacă vorbesc de al meu, e foarte, 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 foarte scurt. Înseamnă decât, nu știu, timpul meu liber e undeva vineri și sâmbătă seară, dacă este și atunci, că sunt săptămâni în care nu există nici atunci. Dar atunci când am timp, cum zicea și Teo, merg la un ceai. Cei cu care merg de obicei nu merg la un ceai, merg la un suc sau la o cafea sau o ciocolată. La un suc, o plimbare. Și să răspund și eu, timpul liber în general petrec cu prietenii. Tu ai mai mult timp liber decât mine, n-ai ce să zici. Da, recunosc, nu m-am băgat să fiu președinte CJE. Trebuie sau... totul să ne implicăm cât mai mult, Cristina. Vice pe regional, adică... Ia, și când sunteți la calculator, ce facem? În afară de Facebook, desigur. Păi, cum ziceam, timpul meu liber e foarte puțin, calculatorul, eu îl folosesc foarte, foarte puțin, în ideea în care, în ultimul timp, calculatorul l-am folosit decât să trimit mail-uri. Cred că altceva n-am făcut calculatorul în ultimul timp. Tu, Teo, ce faci cu la calculator? În afară de Facebook? Da. Nimic. Da. Nu, cam asta e tendința, știi? Iar mă apuc să vorbesc mult. Mă simt eu așa pe mine. În afară de Facebook, majoritatea tinerilor, de fapt, să știi că am observat o tendință și a adulților de a sta foarte mult pe Facebook. S-a mutat, toate lucrurile s-au mutat pe Facebook, știi? Să știi, știrile sunt pe Facebook mai nou. Chiar tot ce vrem să găsim pe Facebook în ultimul timp. O altă chestie, chiar am fost rugat de niște prieteni de familie, destul de adulți, așa cu toate că nu e corect, destul de adulți, între ghilimele, să mă împrietenesc cu ei la jocurile pentru se joacă. De Facebook, da? Înțelegi? Tendința e permanentă către Facebook și aici intervenim iar cu o chestie din psihologie, tendința e socializare, știi? Pentru că suntem o generație de oameni leneși și asta ne include pe toți. Da. Suntem o generație de oameni leneși care nu mai ieșim afară,
dar socializăm foarte, foarte mult pe orice înseamnă rețea de socializare. Dar cred că e mult mai ușor să știi, pentru că ne e mai comod, stăm în vârful patului. Asta spuneam. Nu? Cu calculatorul în brațe. Asta spuneam. Chiar dacă nu avem laptop, avem desktop și suntem români și suntem inventivi, ne luăm monitorul și îl punem în față, îmi iau un mouse cu de-alea fără fir și n-am nicio problemă. Când pe an îmi spune să las emoțiile, le-am lăsat, să știi. Chiar le-am lăsat. Ia să vedem. Ia să vedem. Oh, am un râs genial. Mulțumesc mult, Alexandra. Da. Încerc să râd cât mai mult, pentru că trebuie să fim veseli. Toți trebuie colega să fim veseli. Colega noastră, Luiza, ne spune că suntem foarte drăguți. Mulțumim și că emisiunea mult. E super. Te pupăm și îți mulțumim. Luiza. Cosmina Ioana ne spune că e mândră de noi și că ne felicită, că suntem cei mai tari și că ți-au simțit lipsa astăzi. Asta da. putea să o spună și Radu. Radu. Da. O să fiu de acum încolo prezent, eu sunt prezent peste tot, sunt în ultimul timp ceva gen omniprezent peste tot. N-am voie să zic chestia asta, dar înțelegeți voi ce vreau să zic. Costi ne anunță că nu vine. Nu vine. Dar totuși poate te mai gândești. Dar cum ziceam, a fost o invitație non-formală, deci mai vedem. Ia să vedem, mai sunt mesaje apropo și aici. Apropo de campană, știi, înainte să intru în platou, m-am uitat pe telefon și avem două apeluri, unul de la campană și celălalt de la Vrășoară de-a mea, cu toate că e absolut neinteresant acest lucru. Și un mesaj tot de la respectivul campană, care spunea că toată lumea are telefonul închis, probabil să verificați și voi telefonul. Da, chiar este închis. Al meu cel puțin. Eu nu știu ce să vă spun. Ai uitat? Eu undeva pe aici. Emoții? Ha? Eu emoții? Cine spune că am eu emoții? Știu. Întreb dacă nu mai știi. Dacă am uitat de telefon. Eu undeva, sigur, telefonul meu e undeva. Undeva. Așa. Bravo, Adiță. Nu știu cine e, nu cunosc. Arată-mi, te rog. Aici. Da, este un coleg de-al meu de clasă. Tare emisiunea, succes în continuare. Shadow Extreme, ceva de genul. Din punctul meu de vedere, o sugestie, un nume mai citibil. Citibil. De aceea cu Hamei, cu mine la turn, Mave, da. S-F, da, el e un prieten foarte, foarte bun de-al meu, acum lucrează în București. Uh-huh. El bea ceai de Hamei. Eu nu sunt consumator de absolut ce înseamnă ceaiuri cu tendință spre etanol sau alte băuturi cu tendință spre așa ceva sau conținut. Mă bucur să aud asta. Și cred că n-am nici vicii. Sau și, chiar nu cred că am vicii. Asta e bine. Asta chiar Facebook-ul, ai zis mai devreme ceva de Facebook? Da, nu, viciul ăla e mod de viață. Mod de viață. Asta nu prea e bine, nu? Știi, umbra la un dat? Nu sunt foarte, foarte Facebook, știi? Adică mă mai deconectez și de la USB-ul, știi? Păi de la Alexandru telefonul. Gheorghe ne întreabă de când avem postul. Postul avem de mai mult de o lună. Ce? A, Postul TV? Nu e al nostru. Mă rog. Probabil s-a referit la emisiune. Asta e prima, nu? Sau la emisiune? Nu, cred că se referea și la post, pentru că Postul, este... nu știu, dacă îi mai comentează încă o dată și fii mai explicit și îți răspundem cu mare drag. Da. Apropo de asta, poți să vă spune ceva în numele vostru? Yeah. Asta și ca o sugestie. Yeah. Și pentru eventuale întrebări care apar pentru în emisiune, le dați un highlight, știi? Și le răspundeți la ele în emisiunea viitoare. Asta o chestie așa, știi, non-formală și sigur. Lipsită de oficialitate. Se pare că mai avem încă un telefon în direct. Vă ascultăm. Ia să vedem. Bună dimineața, Giurgiu. Bună dimineața. Bună dimineața. Cu cine avem onoarea? La telefon, prezentatorul de la Matinal. Vreau să vă felicit pentru emisiune. Sunt cu ochii pe voi de la început și iese chiar super mișto. Da, mulțumim mult. Chiar mă gândeam de ce... Dar cu siguranța asta trec o dată cu a doua, a treia emisiune. Asta pot să vă spun din propria experiență. Da, 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 sigur. Oricum, bravo, foarte multe mesaje atât pe scroll cât și pe Facebook. Asta e un lucru bun, se pare că tineretul începe să... A, noi n-am văzut scroll-ul. Teo, felicitări pentru Free Hugs și să știi că ai susținerea noastră pentru cel de-al doilea proiect care îl facem împreună în primăvara asta. Da, ok, am înțeles, nu știam. Continuitatea asigurată. Deci, cu camere, cu tot, o să facem tam-tam mare în Giurgiu și țineți-o la mai multe emisiuni tot așa.
Cu siguranță vom încerca. Mulțumim mult. Chiar mă gândeam, de ce bună dimineața? Acum am înțeles, dimineața la matinal, probabil că, nu probabil, sigur, salutul vostru este bună dimineața. Da, eu sunt dimineața în permanență și oricum să țineți canapelele alea calde pentru noi. Ok, le să mă spungeți luminile că avem nevoie de ele și avem grijă la becuri. Ok, ok, avem să mi se ardă un bec. Mulțumim mult de tot pentru telefon, vă mai așteptăm. Ne vedem chiar dată. Mâine. Da. Ciao. Mai avem încă un mesaj pe Facebook. Roxana Maria Stanciu ne felicită, ne spune că suntem foarte drăguți. Ne spune să lăsăm emoțiile. Noi nu mai avem emoții, sau cel puțin asta avem noi impresia, dacă dăm impresia că mai avem emoții, nu mai avem, vrem să vă spunem că nu mai avem. Echipă excelentă. Da, mulțumim mult de tot. Toată lumea ne urmărește, asta este cel mai bun lucru. Sperăm că toți sunteți acolo în fața televizoarelor. În sfârșit, ceva drăguț în Giurgiu. Te rog frumos, sunt multe lucruri drăguțe la noi în oraș. Chiar o să sunt. Facem, cred că asta o să fie una dintre temele uneia din următoarele emisiuni, lucrurile bune din Giurgiu, pentru că sunt foarte, foarte, chiar foarte sunt. Multe. Iarăși vorbești neoficial? Acum nu mai vorbeam neoficial. Și da. Felicită și organizatorii și ne pupă, și noi te pupăm. Te pupăm, Roxy. Hai să vedem dacă mai avem și alte mai mesaje. Avem. Mai avem? Sigur că mai avem. Deci nu știu dacă o să puteți citi... Da, cu siguranță nu o să putem citi toate mesajele în această emisiune, dar vă promitem că le reținem, le notăm undeva în calculator, iar în emisiunea viitoare tot ce nu reușim de data aceasta să citim și tot ce apare în decursul săptămânii vom citi data viitoare. Dadu, felicită echipa. Da. Mulțumim, Dadu, care e puțin mai în spate. Da, da, mulțumim mult de tot, te Dadu. Felicit. Felicitări și ție, că și tu ne-ai ajutat destul de mult. O, ia uite ce întrebare avem aici de la ia Ștefan. Să vedem. Cum e să fii șofer la vârsta ta? Acum să afle și prietenii noștri că da, asta tu nu... conduci. Da, eu conduc o mașinuță mică albastră. Pe dacă care o... sigur ați văzut-o prin oraș. Dacă o vedeți, nu intrați în ea, vă rog frumos, că e de plastic. Deci vă rog foarte frumos. Te întreabă dacă te stresează traficul. Nu, din fericire, în orașul nostru traficul este destul de lejer. În jurul orei 1 e o mică problemă în sensurile giratorii, durează nițel. Am făcut școală de șofer pentru cei neliniștiți din fața camerelor de filmat. Am luat permisul în București, am trecut toate examenele. Deci nu e nicio problemă. Da, mai departe să vedem ce mai avem. Sunteți foarte simpatici, îmi place emisiunea. Mult succes în continuare. Andreea, da. Duții, te pupăm, Duții. Mulțumim mult. Ia să vedem Billy Cosmin ce ne spune. Să nu mai citim mesajele de la Câmpean. S-a oprit, crede-ne că nu mai avem mesaje de la Câmpean. Ia să vedem ce mai avem pe aici. Alex Bordincel te roagă să ne spui adevărul despre site-urile speciale pe care le vizionezi când ești plictisit. Cred că vorbește despre site-ul ăla cu multe seriale și mă uit la un serial. Știi, ăla cu chestia medievală. Mie mi-ai mai povestit, da, de, știi, știi? De un serial. Asta probabil avea tendința de a fi o glumă. Știu și la ce se referea, de fapt. Dar cred că tu n-ai timp să fii plictisit. Nu, sincer, adică vorbesc prea mult ca să pot să mă plictisesc. Am observat și noi asta. Dar noaptea tu când visezi, visezi că vorbești? La un moment dat, stai așa, că asta, și asta are o poveste. Yeah. La un moment dat am locuit în aceeași casă cu un verișor de-al meu, stătea la mine, și toată noaptea el se juca un joc în rețea, iarăși, sunt ambuzele pecetluite. Și îmi spunea că noaptea vorbesc în engleză. Știi cum vorbeam în engleză? Ai văzut că mi se întâmplă să-mi scape cât un termen engleză, din română, da, în engleză. Am mulți prieteni care toți se iau de mine din cauza asta. Nu înțeleg de ce, pur și simplu, așa am venit să vorbesc. Asta pentru că și ascult mașina, ascult foarte multă muzică în engleză. Teo, te întrerupem. Da, de ce sunt 4 pahare de apă și unde e ceaiul lui Teo? Acum, păi, deci n-am făcut infuzia, știi? Așa? Și mi-au dat decât apa. Ți-au dat decât apa și rece apa. E rece apa. Păi s-a răcit de când am lăsat-o aici, mi-am uitat pliculețul în plovor afară. Ce ghinion, lasă că data viitoare când o să fie că sigur o existe o dată viitoare, pentru că... Pe tine cred că o să te invităm o emisiune de la început până la sfârșit. Te lăsăm chiar aici. Mulțumesc. Vorbești cu prietenii noștri. Da, ce drăguț. Apropo de asta,
Am avut o scenetă, mulțumesc că mă ascultați când vă plictisesc, am avut o scenetă la un moment dat cu Florin Piersic, știi? Și jucat cu domnul Florin Piersic? Nu, 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 eu interpretam personajul lui Florin Piersic, știi? Și vorbeam atât de mult, deja trecusem de scenariu, vorbind atât de mult pe scenă, depășisem cu vreo 5 minute scenariu, deci deja era destul de mult. Publicul tot încerca să mă dea afară, mă aplauda, știi, zicea: "Hai Teo, hai, ieși următorul", știi? Adică a fost o chestie super, chestia asta se găsește și pe site-ul ăla cu multe videoclipuri. Da, 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 da. Adrian Domozină îmi spune că în 2-3 săptămâni o să avem audiență mai mare decât... decât o altă emisiune foarte faimoasă de la un mare trust media care se difuzează la nivel național. Mulțumim, Adi. Mă, sper să-l audă cineva, adică cineva acolo sus, da, știi? Mihai Carol ne roagă să îl mai avem pe Radu și pe Răzvan în emisiune și că ne spune că sunt foarte frumoși. Da, o să invităm. Cum spuneam, ei trebuie să se aștepte la o invitație viitoare. Ție trebuie să iei o pancartă în spate, știi? Două, să ridicăm două cartonașe, unul cu oficial și unul cu neoficial. Când sunt oficial și când nu, da, nu-i așa? Asta chiar e o idee foarte bună. Prietenul nostru, Cireașă, ne spune că emisiunea este super și că ne felicită. Mulțumim mult. Alexandru Peicea, bravo copii, felicitări, chiar vă iese bine. Mulțumim mult. Te așteptai la altceva? Da. Asta a fost ceva gen... Asta pe bune, adică să vorbim serios, să nu exact. Pe mult, știi? Clasa 8-a C, se pare că avem un comentariu de la clasa 8-a C din... cadrul școlii generale, academician Marian Voiculescu. Marian Voiculescu, Da. Da, 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 da. Numărul 8, George, exact. Apreciază emisiunea și ne urează succes. Ne pupăm și ne roagă să venim la clasele a 8-a din școala lor și să îi întrebăm despre preferințele lor în materie de licee și profilul dorit. Ei, da. Bine, se pare că în viitor oricum o să avem un proiect noi, Consiliul Județean al Elevilor, și o să venim în fiecare școală din județ, dar mai avem nițel, e pe lista de activități acolo și o să venim atunci probabil și cu o cameră după noi și o să vă luăm și câteva interviuri. Apropo de asta, ăsta e proiectul, e continuarea proiectului care l-am inițiat eu, acum fac un exces de egoism. Ți-l fură Adi, să înțeleg. Nu, l-a făcut și el. Moștenire, știi? Am înțeles. Ca oriunde trebuie să existe și o moștenire, bineînțeles. Înțeleg, da. Și am acoperit și noi o zonă, cum să zic, nu neapărat mică, o zonă decentă pentru ceea ce, nivelul la care am fost atunci. Așa că sperăm că voi anul ăsta o să fii și mai bun, da? O să fim cei mai buni, nu ești mai bun ca noi. Da, să lăsăm modestia la o parte, vă rog frumos. Ok, o să fii mai modest. Uite, mai Dora Corina, bravo, sunteți cei mai frumos prezentatori, vă pup. Mulțumim te mult, Dora! ne salută națiune, Cătălin Mihai. Iorghișor Mihai ne spune că emisiunea este foarte frumoasă și ne urează baftă. Mulțumim mult și să fie. Clara Mihaela ne spune că ne urează mult succes în continuare. Suntem foarte drăguți și noi te pupăm. Mulțumim mult. Sorina Andreea vrea să mai ne vadă făcând filmulețe cu tot ce se petrece în liceu. Aici ne referim la Colegiul Național Ion Maiorescu. O să mai treacă puțin timp până vom reveni în Colegiul Național Ion Maiorescu, pentru că, cum am spus mai devreme, trebuie să mergem peste tot, pentru că trebuie să vedem părerea tuturor colegilor noștri din județ, din oraș și poate de ce nu și din județ. Sima Carmen se bucură că cineva s-a gândit să facă o emisiune pentru tineri din Giurgiu, pentru tinerii din Giurgiu. Ne felicită și vrea să creștem frumos în audiență. Da, mulțumim Sperăm. Mult. Vrem să vă mulțumim că nu ne așteptam la atât de multe mesaje, mai ales că la început noi nu le vedeam pe niciunul. Pot să fac și eu o adnotare. Doamna Sima Carmen este doamna profesor de not de la bazinul școlii Academice Mari. Da. Hai să vedem. Bogdan Nania ne spune că vorbim despre chestii interesante, nu despre cât stau fetele să se macheze, ok. Cred că toți știți că ele stau mult să se macheze.
Da. Poți să te întrerup puțin, apropo de chestia cu timpul fetelor de machiat, ar trebui să dezvolte o tehnologie automată care doar apeși pe un buton, știi, și să-ți alegi tipul de machiaj, apeși pe buton și instant ești, ești machiat. Asta ar fi foarte tare. Băi, asta chiar ne-ar ajuta. Deci rugăm cercetătorii și laboranții să dezvolte ceva oficial. De asta. Ar fi idee bună. Bogdan ne-a dat și câteva sugestii despre teme pentru emisiunile viitoare. Asta chiar vroiam să vedem de la voi. Îți mulțumim mult și vrem să știi că le vom lua în considerare. Avem aici și ceva despre muzică la nivel național. Cu siguranță sunt mulți tineri talentați la noi în țară și mai ales la noi în oraș. Bineînțeles, orașul nostru este cel mai tare. Iarăși, lipsit de modestie. Da, bineînțeles. Ne spune, te felicită pe tine, Teo, că ai o cultură foarte vastă. A, mulțumesc. Relativ vastă, se poate și mai bine. Și uite, Bianca DS spune că acțiunea Free Hugs a fost una foarte drăguță și s-a întâlnit cu tine. Da, a fost una din victimele Free Hugs. Da, da, da. Da, exact. Ca și mine de altfel. Da. Și să înțeleg că ai fost foarte darnic cu îmbrățișările. Pozele le găsiți iarăși pe Facebook, acum am venit să fac reclamă, știi, din postul de ex. Pozele le găsiți tot pe Facebook, pe pagina Consiliului Județean al Elevilor Giurgiu. Înțeles. Tot Bianca de, nu știu, DS, DS, nu știu cum să citesc sincer, ne urează și baftă cu emisiunea, o idee foarte bună, îți mulțumim mult și sperăm să fie bafta. Și să fie alături de noi în fiecare marți seară. Uite, avem un mesaj de la doamna Florina Drăgulin, care ne spune că suntem superbi și că ăsta e doar începutul. Cu siguranță vom merge mai departe și va fi și mai frumos data viitoare și în emisiunile viitoare. Ne pare rău, dar totuși trebuie să mai și încheiem. Mesajele o să le citim, promitem, în emisiunea viitoare. Cu siguranță le vom citi. Săptămâna viitoare le notăm undeva pe toate, le citim, vă răspundem tuturor. Încercăm, o să acordăm mai mult timp numai Facebook-ului. Până săptămâna viitoare, când vom fi din nou alături cu voi, tot marți seară la ora 21, tot pe TV Giurgiu. Vă invităm pe Facebook. Vă invităm pe Facebook și vă urăm o seară frumoasă. Noapte bună. Pentru cei care vă curcați acum. Exact, pentru cei mai târziu sau poate care chiar vă treziți acum. Bună dimineața. Bună dimineața, de ce nu? Și vă așteptăm data viitoare la aceeași oră aici cu noi. Țin să mulțumim regiei. Cu siguranță mulțumim regiei și tuturor celor care au fost alături de noi. Și care au făcut toată treaba din spate și adevăratul greu a fost pus pe umerii lor. Cu siguranță. Și pentru asta o să le mulțumim. Dar cele mai multe mulțumiri sunt pentru cei de acasă care au stat în fața televizoarelor și ne-au urmărit toată seara. Sperăm că nu v-am plictisit, dar din mesajele care le-ați trimis înțelegem că nu. Și vă așteptăm și săptămâna viitoare. Pa, pa! Pa!